Pe scurt, am prins o fantomă. Era 8 aprilie, Paștele, eu stăteam la calculator și mă uitam pe YouTube la diferite videouri paranormale, la vampiri, vrăjitoare și fantome. După am aflat că de Paște la ora 12 de noapte poți să vezi fantome sau alte lucruri groaznice. După câteva ore de privire, am observat că de cele mai multe ori fantomele sunt prinse pe camere în case abandonate. Așa că am decis să merg noaptea la ora 12 într-o casă abandonată și am început să mă pregătesc pentru acest eveniment. Am găsit o cruce, am găsit ceva usturoi, am luat sare, am luat aghiazmă, m-am stropit cu aghiazmă, am luat camera, am așteptat ora 12, m-am îmbrăcat și m-am împornit să prind fantome. Afară era foarte întuneric. Până la casa abandonată n-am auzit niciun sunet. Am ajuns la această casă, dar m-am răzgândit să intru. După ne-am spus în gând, man, eu sunt bărbat și trebuie să intru în această casă abandonată. Așa că m-am reîntors. Era foarte groaznic, dar am decis să intru. Îmi tremura picioarele de frică, mă uitam foarte atent și la un moment am auzit un zgomot foarte înfricoșător. Run. După liniștit am mers spre casă, am intrat în casă, am închis ușa și am leșinat. După m-am ridicat, m-am lăsat în pas și m-am culcat. Pe scurt, am prins o fantomă. Motanași, găsiți unde sunt ascunse locurile Motan Show și scrieți în comentarii la ce minut a apărut. Eu voi alege random câștigătorul din comentarii care va apărea în următorul video. Iar câștigătorul din videoul trecut este acest utilizator. Bravo! Prieteni, nu uitați de like, subscribe și să distribuiți acest video pe rețelele de socializare dacă v-a plăcut acest episod. Miau!